urma urmei, discuția noastră era în jurul banilor publici și cred că aici este esențial să nu aruncăm în derizoriu faptul că atât premierul, cât și ceilalți membri ai guvernului își fac campanie pe bani publici. Cred că aici este important să ne întoarcem și să discutăm, pentru că banii publici, așa cum spunea și domnul Mugurciuvică, sunt plătiți de toți, și de mine, și de domnul Oaștea, și de dumneavoastră, de toată lumea. Și cred că este important să existe o transparență a cheltuirii banului public, pentru că nu oriunde premierul poate să folosească dotarea guvernului și infrastructura pe care o pune la dispoziție instituția. Dar dacă se duce la concediu primul ministru, apropo de asta, cât e în campanie electorală, că-i toată ziua, bună ziua prin Doamna țară. Coman, să nu fragmentăm discuția, dacă îmi permiteți, vreau să duc la capăt ideea. E foarte important să subliniem că mâine, dacă premierul Emil Boc este invitat la o nuntă, trebuie să-și ia alaiul cu SPP-ul după el, domnul Oaștea, e penibil ce spuneți. În chestiunile care țin de servici, premierul are obligație, conform legii, să folosească cu moderație și cu bun simț tot ceea ce are în dotare. Astea sunt chestiuni elementare. Nu poți să abuzezi de dotare, de mașină, de exemplu. Nu poți să abuzezi de SPP. Nu poți să abuzezi de alte lucruri pe care ți le pune la dispoziție instituția statului să te duci în chestiunile... Păi este un abuz prin faptul... Moral sau legal? Nu, e mai mult moral decât, decât material. Deci, suma este mică, de adevăr.